Vă salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou super episod pe acest canal. Astăzi filmăm ceva, fraților, complet unic în România. Așadar, vreau mare susținere din partea voastră. Haideți să facem 5.000 de like-uri acolo, pentru că mi-a fost foarte greu să fac rost de această super minge de acum 100 de ani aproape, făcută manual, fraților. Deci, așa cum o vedeți, este făcută manual și este o minge pe care trebuie să o țineți în bibliotecă, teoretic. Nu trebuie să vă jucați cu ea, dar noi astăzi o vom testa și vom vedea cum era fotbalul de acum aproape 100 de ani. După cum vedeți, avem aici inscripționat Universitatea Craiova, 1948, și Universitatea Craiova aici. Și aș zice că seamănă mai mult cu o minge de volei, dacă mă uit așa la ea. Nu-mi dau seama cât de grea sau de ușoară este, dar vom vedea și o vom compara cu o minge de 600 de lei. Bun, băieți, prima probă de astăzi, ca să zic așa, mingea de 600 de lei mai murdară, nu e cam primul nostru clip, și mingea de aproape 100 de ani impecabilă, deja mi-e milă rău de tot de ea. Vom vedea cât de bine își menține traiectoria atunci când pasăm, dar o să dau cu mâna ca să vedeți mai bine. Cu piciorul pasăm mai bine cu cea galbenă, zic eu. Se pasează cu cea galbenă mai bine. Fraților, nu mi s-a părut diferență foarte mare, chiar dacă aceasta nu este perfect rotundă. Deja mi este milă de ea, uitați-vă cât de albă e de la var. Și haideți să vedem prelorile, cât de bine preluăm cu fiecare dintre ele. Prima preluare. Mamă, ce traiectorie și cum se lipește. Băi, voi știți cum face în aer? Hai, să vedem dacă putem să preluăm. Este foarte greu să preiei cu ea, chiar dacă ea pare umflată. Se duce ciudat. Hai din nou. Se lipește bine. Deci se lipește foarte bine. Tocmai pentru că este puțin mai moale, în momentul în care faci preluarea, se lipește imediat de picior. Asta e un lucru bun. Hai să vedem cu cea de 600 de lei. Mingea de 600 de lei are aer în ea, mai mult, bineînțeles, și automat ar trebui să sară mai mult din picior. Cealaltă se lipea mai bine, dar hai să vedem. Wow! Exact ce vă ziceam. E foarte greu. Mai greu să oprei pe asta. A doua. Dar uitați, ați văzut? Ați văzut cât sare asta din picior? Și preluarea o fac la fel, efectiv. E mult mai greu de preluat asta, sincer. Hai și mai sus. Oh, no! Hai, mult mai greu. Mult mai greu de preluat. Așadar, la proba preluărilor, câștigă mingea de acum 100 de ani. 2-0 pentru mingea antică. Și acum trecem la o probă simplă de făcut, dar o probă destul de importantă, zic eu. Haideți să vedem cu care minge este mai ușor să faci duble, cu aceasta sau cu cealaltă. Hai să vedem câte ținem. Nu facem caturi, așa cum iese, așa ține. Din nou, asta sare foarte mult, e greu de controlat. E foarte greu de controlat, deoarece sare. Totuși, parcă e mai greu acum, în timpurile noastre, să ții pe picior decât era înainte. Părerea mea, nu știu. Adică, pare mai greu de controlat asta, dar, să nu uităm că cealaltă nu este complet rotundă. Asta nu e complet rotundă. Hai să vedem cu aceasta. 2, 3, 4, 5, 6, da. Și puțin mai grea. Mai greu un pic. E mai grea. Deci chiar dacă ai să iasă că e ușoară, faptul că are chestia aia înăuntru, e mai greu de controlat. E mult mai greu de controlat. Da, deci ai zice că aici, aceasta a câștigat, aproba dublelor. Având în vedere că e o minge de bibliotecă, după 3 probe, deja trebuie ștearsă, uitați-vă, s-a murdărit. Și vă zic sincer, trebuie înapoiat, adică am împrumutat-o. Nu este o minge pe care o am definitiv. Și trebuie să o curățăm, fraților, să nu intre varul ăsta în ea. Deci aici a intrat puțin iarba, n-am ce să fac. Dar trebuie să o curățăm ca lumea, că na, sper să nu o spargem, că e de rău.
Bun băieți, și de data aceasta vom testa ceva unic cu o minge, centrările fraților. Haideți să vedem cât de grele erau centrările înainte și cât de grele, între ghilimele, sunt acum. Cu cea de 600 de lei. Deci, finalizarea mai bună, centrarea mai slabă. Bun! A dus bine asta, chiar foarte bine. Haide! Bun, așa și așa cu mingea de 600 de lei. Haideți să vedem cu aceasta. Eu în continuare nu-mi dau seama dacă e grea sau ușoară. Da, de n-a să rezici acolo cum ți se pare, da? Are emoție, frică să nu fie prea tare. Hai! Îți rup capul! Nope! Mi-a rupt piciorul. Hai, mai greu, mult mai greu, vă zic sincer. Mult mai greu să centrez pe ea. La proba centrărilor, clar, aceasta a câștigat. E foarte greu și să centrezi, să șutezi din volei cu aceasta. Uitați-vă și voi. Ia uitați-vă cum am înroșit ca să înțelegeți cât de nașpa e această minge când tragi cu ea. Dar haideți să vedem cât de bine prinde efect această minge. Chiar sunt curios și cât de bine prinde aceasta. Vom trage șuturi de la distanță cu efect. Asta știam că e bombă și ați văzut și voi. Vincul curat. Bună! Bună, așa și așa. Hai! A fost efect. Deci ea tot drept s-a dus, ați văzut, e absolut imposibil. Bun băieți, și vom da o dată așa, o dată așa. Cu asta prima dată. Ok, forță efect. Și hai și cu asta. La fel, tare dau. Deci uitați-vă și voi, fix la fel, același shot. Cu asta se duce super, cu aia. Bun, deci nu mă las până nu dau un gol ca lumea cu asta pe sus. Încercăm. Dar în continuare vă arăt cum se duce asta. Deci uitați-vă cât de bine intră asta, ca de obicei. Cu efect, cu efect. Și cu asta stau între, nici tare, nici încet, să ducă bine. Mama, ați văzut traiectorie? Bă, nu poți să dai efect. Deci eu acum înțeleg de ce înainte, când juca Pele, Maradona și așa mai departe, nu vedeați voi goluri cu efect așa curv. Toate culorile se dau drept, tocmai de asta. E absolut imposibil să bagi efect într-o asemenea minge. Haide mă, băi, un gol cu asta. Nu prinde efect, dar măcar un gol. Haide! LOL! Fraților, este absolut imposibil să dăm efect cu aceasta. Ați văzut și voi, de-abia intră în poartă când încercăm să dăm efect. Asta se duce bine cu efect. Am țintit vincul acolo, chiar l-am dat o dată forță. Și acum vom testa șutul pe care l-am învățat cât de cât în episodul trecut. Este vorba despre knuckleball. Vă zic sincer, cred că aceasta poate să schimbe traiectoria mai repede. Nu știu de ce cred eu asta, dar hai să vedem. Hai să vedem. Dăm cu asta șut direct. Deci dacă nu mi-este knuckleball, măcar șut direct, să vedem. Primul șut, sper să nu rupi șutul, da? Hai! V-am zis că e bună asta? Bă, e bună rău de tot, știți de ce? Având în vedere că e plină, cade imediat în poartă. Deci dacă la efect e varză, acum pare bombă rău. Mamă, e greu rău să dai cu aia. Dar, cu asta, eu zic că e mai ușor. Băi, e absolut imposibil, voi vedeți? Băi, deci se duc knuckleball-urile forță. Cele mai bune knuckleball-uri pe care le-am dat eu cu mingea asta. Voi vedeți cum se duce? Băi, incredibil. Mai trag și cu asta, continuare, trag și cu asta. Măcar o dată se trag și cu asta. Nu, cu asta nu mai pot, e grea. Wow.
Dacă vă amintiți data trecută, cu aia n-am putut să la gol, dar am mari speranțe. Extraordinar! Nu mai dăm cu aia, direct cu aia. Hai să vedem, hai să vedem, vreau unul mai pe colț. Băi, fraților, cred că am găsit mingea perfectă pentru knuckleball. Îmi amintește deja Bulani, dacă vă amintiți. Mingea antică câștigă detașat această probă. Ați văzut, nu prea o ia în stânga sau în dreapta, se duce drept, dar traiectoria knuckleball e forță. Trecem mai departe și am ajuns la voleuri și totodată puterea și viteza cu care se duce mingea. Ne aflăm la 16 metri și vom trage 5 voleuri cu asta și 5 cu asta. Prima! A doua! Vedeți, asta o ia stânga. Asta e forță! Forță cu asta, să duc forță rău! Și ultima! Wow! Forță s-au dus astea! Forță rău cu mingea de 600 de lei! Primul volet cu mingea din 1948! Hai să vedem cum erau voleurile atunci! Hai să vedem, aceasta nu prea sare, mai greu că nu sare. Uiteați, vedeți? Deci nu sare asta. Mamă! Mamă, cum s-a dus? Băi, cum s-a și auzit? Greu, rău, cu singur gol, ca două șuturi. Trecem la una dintre ultimele probe, degajările. Haideți să vedem cum se simțeau portarii atunci când degajau de la 6 metri și vom vedea cu care degajăm mai mult, cu care avem mai multă putere și care se duce mai bine. Așadar, băieți, aceasta clar s-a dus mai mult, asta cred că este prea grea, nu știu. Și terminăm acest clip verificând aceste mingi și să vedem care sare mai mult dintre ele. Eu cred că aceasta o să sară. Hai să vedem. Prima dată și... Ho-ho-ho! Mamă, e vizibil! E vizibil, fraților! Dacă atunci când am testat mingea de 600 de lei și pe cea de 60 de lei era cam la fel, acum uitați-vă și voi, uitați-vă. Mamă, evident, clar, nici nu mai are rost să mai testez. Și ca să vă zic sincer, se vede că este o minge așa și așa din punct de vedere a rezistenței. La început de clip era impecabilă, nou-nouță. Acum vedeți, deja s-a zgâriat pe aici. Adică totuși, este o minge de bibliotecă mai mult. Și pe vremea aceea, sincer să fiu, ca o concluzie, mi se pare că era mai greu să joci fotbal cu o asemenea minge decât cu o minge de 600 de lei. Așadar, băiți, aici se termine episodul. Nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Până data viitoare, ca de obicei, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!